Într-o imagine capturată pe suprafața lui Marte, de Mars Orbiter, de la NASA, se pot observa contururile unui obiect uriaș în formă de disc care probabil s-a prăbușit atunci când s-a ciocnit cu suprafața planetei. Renumitul ufolog și arheolog virtual Jen Ward a împărtășit descoperirea sa neobișnuită. Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul nostru de YouTube. Astăzi m-am hotărât să abordez un subiect mai ciudat și să discutăm despre această fotografie dubioasă care a fost capturată pe Marte. Adevărul e că nu știm dacă fotografia este sau nu trucată, nu știm cu adevărat ce se află acolo. Poate NASA este singura agenție care cunoaște adevărul referitor la această fotografie. Dar trebuie să fim cu toții de acord că chiar seamănă cu un disc care efectiv s-a prăbușit pe Marte. Ei bine, o să vedem imediat ce spune și NASA. Ideea este că fotografia acum a început să circule pe internet, tocmai de asta m-am hotărât și eu să vorbesc, dar fotografia este veche, din 2006. Așa că haideți să trecem la episodul de astăzi și să vedem care este treaba cu această fotografie. Obiectul misterios de aproximativ 15 metri este parțial îngropat sub solul marțian. Acest lucru, potrivit ufologului, sugerează că OZN-ul avea viteză mare înainte de coliziune. Ufologul crede că în urma impactului pe Marte, OZN-ul a fost grav avariat, deoarece orice l-ar fi pilotat nu a avut de ales decât să facă o aterizare de urgență. Cercetătorul atrage atenția asupra faptului că chiar și navele extraterestre au dezavantajele lor. Fotografia analizată a fost achiziționată de Mars Orbiter la NASA pe 29 decembrie 2006. NASA nu a dat niciun răspuns referitor la această fotografie. În schimb, pe data de 24 ianuarie 2021, adică acum aproximativ un an, dosarele CIA despre OZN-uri au fost declasificate și arhiva reprezintă un amestec de rapoarte ridicole și informații secrete încă necenzurate. Documentele arată, pe de o parte, dubla îngrijorare a spionilor americani referitoare la aceste apariții misterioase despre care nu știau dacă aparțineau rușilor sau pur și simplu marțienilor. Informațiile sensibile legate de aceste apariții sunt însă în continuare cenzurate. Pe de altă parte, arhiva abundă de dosare secrete ridicole care au ca unică sursă de știri articole banale sau comentarii de presă sau rapoarte destul de simple. Unul dintre cele mai interesante documente în arhivă, conform fondatorului Black Vault, se referă la un eveniment petrecut în aprilie 1976, când directorul adjunct al Departamentului de Știință și Tehnologie din CIA i s-ar fi arătat ceva legat de apariția unui OZN. După ce a urmărit îndeaproape chestiunea, directorul a sugerat că treaba respectivă să continue. Porțiuni din document despre cevaul văzut de angajatul CIA și sugestiile sale despre cum ar trebui să continue treaba sunt însă cenzurate. Acel ceva și acea treabă ar putea fi oricine. O sursă secretă, un aparat fabricat de americani sau de ruși, un balon meteorologic, un fenomen fizic, absolut nimic esențial sau o farfurie zburătoare încărcată cu refugiați marțieni. Misterul persistă și în 2022, iar singurul lucru cert este că documentele CIA au fost declasificate, dar numai după ce fuseseră în prealabil cenzurate, iar paragrafele cu informații sensibile conștiincios mâzgălite cu markerul negru. Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite ale Americii a refuzat să facă vreun comentariu. Simplu spus, publicul are dreptul să știe, a declarat acesta, care 25 de ani, de la vârsta de 15 ani, a început să studieze acest fenomen și să solicite informații în baza legii americane privind accesul neîngrădit la informații de interes public. Acces simplu și facil la materiale importante pentru ca oamenii să vadă exact ce se întâmplă și să poată să tragă singur concluzii legate de ce se întâmplă, a adăugat fondatorul Black Vault, site care până în prezent a acumulat 2 milioane de pagini, documente și arhive puse la dispoziție de-a lungul timpului de CIA, NSA, Pentagon, forțe aeriene ale SUA, ori instituții guvernamentale. Arhiva CIA despre OZN-uri conține în același timp sute de alte documente care în marea lor majoritate sunt simple monitorizări ale presei internaționale sau ale buletinilor de știri din diverse țări,
unde au fost semnalate diverse fenomene misterioase. În urma unei astfel de monitorizări, bazată cel mai probabil pe anumite cuvinte cheie, s-a ajuns la situația absurdă în care un raport CIA despre Radovan Karadžić, fostul lider al sârbilor bosniaci, condamnat la 40 de ani de pușcărie pentru crime de război, să fie trecut în secțiunea despre extraterestri și OZN-uri. Raportul CIA este de fapt traducerea unui editorial din presa sârbo-croată, în care autorul comentează ironic la un moment dat faptul că Pentagonul, care e în stare să comunice cu extraterestrii, e incapabil să-l găsească pe Karadžić și să-l aresteze. Cuvântul extraterestri a fost astfel suficient ca întreaga poveste să fie asimilată fenomenelor SF și poveștilor despre marțieni. De asemenea, multe alte afirmații secrete ale CIA despre extraterestri, marțieni ori farfurii zburătoare au ca unică sursă un articol de fapt divers dintr-un ziar local în care se vorbește despre apariții inexplicabile de obiecte zburătoare. Un exemplu este raportul desecretizat referitor la o aparentă misterioasă explozie produsă la miezul nopții în aprilie 1991 într-un orășel din Rusia. În acest caz, documentul e o monitorizare și traducere a presei din Rusia, care a analizat toate posibilele scenarii și ipoteze referitoare la posibila sursă a exploziei. Muniții neexplodate în al doilea război mondial, azotat de amoniu, o bombă misterioasă, un meteorit sau extraterestri care, conform unor martori oculari, se aflau prin treceri în zonă în momentul deflagrației. Un alt document clasificat drept secret de stat e un document CIA din 1991, în care a tradus un articol destul de ciudat, cu titlul "A fost cu adevărat Gagarin în spațiu?" Privite acum, unele rapoarte CIA din perioada războiului rece sau sunt de-a dreptul ridicule. Este cazul unui document datat pe 26 martie 1956, în care directorul adjunct al Departamentului Științific al CIA se arată intrigat de un articol din revista franceză despre apariția unei farfurii zburătoare. Amory se întreabă dacă și forțele aeriene ale SUA sunt la fel de preocupate de astfel de fenomene aeriene străine. Am fost de asemenea informat că anul viitor planeta Marte se va afla la cea mai apropiată distanță de Pământ din ultima perioadă. Cred că e nevoie să ne concentrăm mai mult asupra acestui subiect, măcar pentru a putea veni cu argumente la adresa unor astfel de relatări spectaculoase, a spus oficialul CIA. Conform unui document declasificat din august 1952, CIA a solicitat părerea forțelor aeriene ale Statelor Unite ale Americii referitoare la farfurile zburătoare și la fenomenele aeriene neidentificate. Într-un răspuns detaliat pe 30 de pagini, reprezentanții aviației militare au negat cu tărie că respectivele apariții ar fi mașini zburătoare aparținând SUA sau URSS-ului. De asemenea, aviatorii militari au negat la fel de hotărâți că OZN-urile ar fi de proveniență marțiană. Există această teorie a omuleților de pe Marte și a călătorilor interplanetari. Chiar dacă am putea admite că există viață în univers și că de asemenea călătorile în spațiu ar fi posibile, nu există nicio dovadă care să susțină în prezent această teorie, se arată în răspunsul experților aviației militare. În final, reprezentanții au venit ei înșiși cu o a patra ipoteză. OZN-urile sunt ori obiecte zburătoare comune, reale, făcute de mâna omului, dar care nu sunt atent observate, ori fenomene naturale puțin cunoscute de către observatori. Cam atât a fost și în episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like, share, subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb, voi ce părere aveți despre acea fotografie cu OZN-ul de pe Marte? Credeți că este adevărată? Credeți că chiar s-a întâmplat așa ceva? Chiar vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, nu uitați să-mi dați și un follow pe alte rețele de socializare, să îmi dați și un comentariu cu ce idei să mai postez. Ne auzim cu alte clipuri și, evident, multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.